Salut, Alvare Squad, și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria noastră de aventura lui Alex. Acesta este episodul cu numărul 2. Și înainte să înceapă clipul, bă, mai așa un pic camera, că e prea... Nu, mai așa un pic, de fapt. E bine? Da. Înainte să înceapă clipul, v-aș ruga pe fiecare în parte să nu uitați să apăsați pe butonul de like, pentru că știți că ajută mult de tot și vom continua seria cu episoade cât mai dese, posibil de când am timp, practic, aventura lui Alex, pentru că știu că vă place destul de mult. N-am mai jucat nimic off camera sau chestii din astea de ultima dată. Ei bine, mi-amintesc că vreau să merg la minat pentru că vreau să facem noi niște armuri mai șmechere. Am făcut totuși armura de full fier, ceea ce mă ajută mult. Se pare că aveam aici niște chestii de cules. Și din câte mi-amintesc, am zis că vreau să mă stabilesc aici sau că vreau să caut alt biome. Uite, asta e chestia pe care nu mi-amintesc. Cred că aș vrea să caut alt biome. Nu știu, biome-ul ăsta pare interesant, doar că nu cred că poți găsi suficient de multe lucruri interesante în el. Adică el pare interesant, dar nu e chiar așa interesant, gen. E ciudată idee. Și am auzit o chestie asta, că cică dacă era la quality, la perfumul, la details, era o setare care, cică era șmecheră, dar eu am cloud pe off, serios? Ah, nu. Da, nu știu să umblu la chestia aia, era cică o setare care m-a ajutat să am lumină de la fiecare shader pack cu torța în mână. Ei bine, se pare că eu nu pot găsi această tare pentru că sunt inapt. Dar aș căuta alt biome pentru că biome-ul ăsta este destul de sec. N-ai nimic din ceea ce trebuie. Mori, ok. N-ai nimic din ceea ce trebuie în el. Cu toate că m-a fi destul de greu pentru că trebuie să mă mut cu totul. Asta e problema. Va trebui să mă mut cu totul și... Which sucks. Adică va fi destul de greu să ne mutăm, sincer. Și nu știu cum vom face noi chestia asta, având în vedere că nu prea avem ce să... Cum să mutăm toate lucrurile alea. Deci cred că va trebui să ne alegem lucrurile importante din inventar, din chesturile alea de fapt, și să călătorim. Pentru că altfel n-am cum, pur și simplu n-am cum. Deci hai să vedem, luăm coal. Bun, hai să aruncăm ceea ce ne trebuie, uite aici. Cred eu că biome-ul ăsta nu este, pur și simplu, biome-ul în sine nu este interesant, zic eu. Șpong. Șpong. Da. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Se pare că avem patul, foarte important, trebuie să luăm patul să nu-l uit. Deci avem d-asta, avem niște lemn, hai să luăm pe ăsta neprelucrat. Să luăm gold-ul, să luăm ăsta, să luăm ăsta, să luăm ăsta, 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 foarte important. Și gold armor-ul, de ce nu? Și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta. Cred că va trebui să lăsăm din lemn acasă, vom vedea noi. Bun, avem destul de multe chestii. Avem niște semințe, niște d-asta, boom. Ce ne-ar trebui, pac, țac, pac, țac, pac. Și cred că cam asta e tot. Adică cărți ar trebui să iau și o să și iau din aceste bookshelf-uri pe care le găsim pe aici. O să le spar pentru a le lua cărțile, pentru că știți că sunt foarte importante cărțile în caz că vrei să-ți faci incenturi și chestii de astea. Și se fac destul de greu între foarte multe sugarcane-uri și foarte multe chestii. Deci ne-a ajutat mult acest orașel, dar din păcate noi suntem nevoiți să plecăm din el. Nu e nicio problemă, ne vom găsi alt biome. Știți că e o chestie, ok, bun, hai să mergem. Deci avem tot, n-am uitat nimic, foarte bine. Foarte, foarte bine, dacă tot am luat tot, hai să ne pornim la drum, pentru că va fi un drum lung. Din păcate n-avem și noi un cal, era mult mai rapid și mult mai ușor, dar dacă vom găsi un cal, vom face noi schema. Pentru că am niște wheat și aș putea să-l hrănesc un pic pe domnul cal, dacă vom găsi unul. Desigur, ceea ce nu cred că se va întâmpla. O să luăm încolo, n-am habar unde mă duc. Nu mă întrebați, nu știu drumurile cu biome-uri, chestii de-astea. Doar că totuși ar trebui să găsim noi un drum. Aolo, acolo ce e? Deci trebuie să găsim noi neapărat un drum. Avem și mâncare din asta prelucrată, mâncare prăjită. Bun, și aș putea să mă mor niște porci în drumul meu, pentru că vreau să mă asigur că nu o să rămân niciodată fără mâncare. Bum. Alea ce sunt? E un porc, nu mă interesează. Ok, deci mă asigur că nu o să rămân fără mâncare. Măcar atât am pe drumul ăsta lung. Deci avem 45 și mai mărăm un porc și eu zic că e de ajuns. Pentru că oricum plec din baia musta și n-o să mai am nevoie de porci ăștia. Că dacă nu mă mai întorc pe aici, măcar să iau porcii. Eu așa îi las că-s frumoși, nu de alta. Ha. Hai mă, bun. Avem destul de multă mâncare. Chiar nu cred că avem ce să facem cu atâta mâncare. Da. Și încolo se pare că e deșertul, deci cred că nu încolo trebuie să o luăm. Va trebui să găsim o nouă parte, deci nu încoace, ok. Ok, hai să luăm încoace. Oh my god, dar numai deșert peste tot? Chiar nu găsim nimic altceva? Pumpkins, foarte tare.
Pumpkinii sunt foarte, foarte tare și avem mare nevoie de ei. Bun, să-i luăm pe toți. Cred că îi spar mai repede cu asta, da. Cu toporul. Spong! Deci avem și 6 pumpkin, drăguț. Oh, 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 mor asta. Bun. Deci avem 6 din astea. 6 pumpkin, foarte bine. Încolo nu văd nimic interesant. Mulți porci din nou. Da. Deci să căutăm neapărat acum. Baiamul cel nou. Se pare că încolo mai e un baiam, dar cred că e exact același. De-aia zic că nu știu cum vom găsi noi vreun baiam. Dar încercarea moarte n-are, știți cum spun. Se pare că avem și o mină aici. Și cade un fel de particule de nisip, cred că sale. Adică chiar nu știu ce ar putea să fie cu exactitate. Dar nicio problemă, noi o să căutăm în continuare. Se pare că am făcut level 16. Ceea ce e foarte bine pentru că ne ajută mult, vedeți și voi. Adică știți și voi că știți că ne ajută level 6, levelul în Minecraft. Uite vaci, super, hai să omorâm niște vaci. Poate ne dau și nouă piele. Pentru că putem face destul de multe decorațiuni. Super, zero piele. Super. Asta mi-a dat, da, mi-a dat o bucată. Ah, mai multe. Oh, și se pare că am găsit un nou orășel. Unul nou. Ok, super tare. Super, super tare. Oricum era și cazul să plecăm de acolo, mă cam plictisem de zona aia. Da, o să căutăm locul perfect până să-mi construiesc o casă, nu o să mă grăbesc. Dar se pare că am găsit un orășel, foarte multe făcuțe, foarte bine. Tot așa, nu cred că o să apuc să coleg prea multe din orășelul ăsta, pentru că nu mai am loc în inventar. Probabil tot ce o să arunc o să fie bucăți. Multe, 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 mult lemn probabil o să aruncăm. Dar, ok, din nou, fiind aici, o să ne culcăm. Încă e nevoie. Bun, băgăm somn ca să se facă zi, pentru că pe timp de noapte, unul, nu vedem nimic, ca și doi, o să ne înfruntăm cu zombie și nu vreau, nu simt morți să se întâmple chestia asta, sincer. Bun, hai să căutăm în continuare. Deci, aici niște case goale, hai să vedem ce au ei pe aici. Dacă au morcovi pentru mine, nu, au de-ăștia, de-aia nu-mi trebuie. Uite morcovi. Dup, luăm morcovi, avem 62 și gata, nu mai am loc de morcovi. În schimb putem arunca astea pentru că totuși o să mai găsim și noi, sincer. Bun. Pe aici alți morcovi. Hai să mai luăm morcovi, că și ăștia chiar sunt super folositori și nu trebuie sprăjiți și chestii de-astea, de-aia îmi plac mult. Hai să mai luăm și de-astea. Mai ales dacă o să găsim vreodată vreun cal, o să ne ajute. Bun. Și sincer, roșelul ăsta ar trebui să aibă oare clădirea în care din care iei ceva. Știi și vă clădirea aia cu un fel, e un fel de blacksmith clădirea aia, de unde găsești lucrurile aia interesante. Dar nu cred că o au ei. Cred că orașul ăsta nu o are, dacă nu mă înșel. Nu cred că o are. Măcar au clădirea asta. Care, ce de găuri din astea. Bă, interesant. De aici putem să luăm fier în caz că n-avem, dar avem deja destul de mult și chiar n-am ce să mai facem cu el. Avem și torțe. Puai, păi avem tot ce ne trebuie, chiar nu ce nu lipsă de absolut nimic. O să intrăm în casă. Op! Să culegem astea, să vedem cât, 45, hai că facem rău de mai multe cărți, noroc cu villagerii ăștia. Au ei case interesante, dar noi totuși trebuie să le reiduim ca să le luăm tot ce au, că nouă ne trebuie. Bun, plecăm și din orașul ăsta. Mamă ce, mi s-a înfundat un pic nasul, mă rog. Hai să vedem, deci încoace este numai și numai nisip. Dar altă direcție pur și simplu nu avem. Cred că trebuie să străbatem tot acest întreg deșert pentru a găsi ceva. Din câte știu, în Minecraft în deșert se face mai repede sete, dacă nu mă înșel. Deci avem, ce? De puține frame-uri? Serios? Vreo 40-50. Și chiar nu se mișcă rău. Adică mi se pare că se mișcă super bine la frame-urile astea, dar mă mișc în 60 de frame-uri acolo în OBS, dar de fapt în realitate nu mă mișc deloc în 60 de frame-uri. Ok, deci am mai ajuns să-mi dat aceeași baia. Da, am picat din la campus. Foarte tare apa, în schimb, cu texture pe costă, e foarte tare. Un singur lucru aș vrea eu ca să adauge mai multe, să adauge în Minecraft. Ai vrea mai multe animale acvatice. Nu știu, ba pești, ba rechini, ba caracatițe, alea sunt squid-uri, de fapt. Nu sunt caracatițe. Deci sunt, cam asta aș vrea eu să adaug ei, pentru că ar face jocul mult, mult, mult mai interesant, după părerea mea. Acum nu știu după ce părere aveți voi, dar după părerea mea asta s-ar întâmpla dacă ar adăuga lucrurile astea, bro. Oh,
Am băgat de asta, nu-i așa? Oh, cam mare sensibilitate. Uite, așa. Bun. Trebuie să străbatem foarte mulți munți și foarte multe. Deci, cred că mai am mult de mers până o să găsim un biom nou cu siguranță. Și, nu știu, eu sper să găsim cât mai repede pentru că acolo vreau să mă stabilesc într-un biom șmecher. A căzut ăla. Nu te voi omorâ, mă. Am glumit. Am vrut să te sperii. Bun, încă un oraș. Super, super, super. Se pare că am mai găsit un oraș, dar acesta este un oraș de nisip. Hai să vedem ce găsim în acest oraș de nisip. Nu știu ce am putea găsi în el. Dar vom vedea acum. In no time vom vedea ce vom găsi în oraș. Doamne, nasul, mă si. Ok, cam ajuns. Aici avem niște dăstea în caz că vreau să iau. Bă, s-ar merita de fapt dacă stau să mă gândesc. Căpana mea. Dacă găsesc vreodată un cal, ceea ce sper în puii mei să se întâmple o dată, că ar fi drumul atât de scurt și de bun. Dar nu găsesc nimica. Ăștia au blacksmith, nu-i așa? Am avut mulți zombie. Nu știu de unde, dar... uite, au blacksmith. Bun, bun, bun. Hai să vedem ce au ei în blacksmith-ul lor. Se pare că au foarte multe porcării de care chiar n-am nevoie. Deci un blacksmith useless. Bun. Deci nu o să stăm la ăștia în oraș ca un... Unde? Sau au un oraș sărac. N-am ce să fac eu cu orașul lor. Bine, ce-ar putea ei să aibă în mijlocul deșertului? N-au de unde să facă rost de lucruri, dar... na. Ar fi fost mult mai bine pentru mine să aibă. Dar acum ce vrei, se întâmplă. Se pare că am găsit o piramidă interesantă. O să mergem acolo în piramidă. De obicei în piramide găsești lucruri interesante. Poate găsi un Diamond Horse Armor, cine știe, dar trebuie să găsesc neapărat un cal. Dar nu știu unde aș putea găsi cai. Iar același baiam. Deci eu pot scăpa de baiamul ăsta sau baiamul ăsta mă urmărește pe viață? Adică, vedeți ce voi, sunt urmărit de baiamul ăsta. Nu pot să scap de el. Dar am găsit acest loc, ceea ce este tare. Și o să intrăm. Bun. Nu vreau să vă aud zombilor. Bun, o să cad, uite, aici, bun, mi-am luat un pic de damage. Saddle, bun, 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 pentru că avem nevoie de saddle din câte știu. Deci, e ok că fără saddle-ul ăsta nu prea facem nimic. Dar nu știu ce să arunc din inventarul meu, că am destul de multe. Uite ăsta, cred că aș arunca. Măr de aur, bun. Multe, multe, multe saddle-uri. Foarte tare. Mere de aur, dăstea și emerald. Bun, încă un saddle. Am ce să fac cu el, adică ba da, hai. Trebuie să arunc ceva. Fuck. Ce-și putea să... Era să atingă la, what the fuck, ok. Nu știu cum să fac acum. Aia când bat piciorul. Am două seduri. Am două, mi-ajung două, hai. Am ieșit boss. Bă, măcar avem diamante destul de multe, ceea ce e bun. Bun, am plecat, am plecat. Nu vreau să stau cu ei. Oh my god, acolo e... Urcă! M-am simțit așa prins acolo, dar se pare că am reușit să scap destul de ușor. Bun. Bun, bun, deci am terminat cu astea. Deci, baia ăsta se pare că nu prea avem șanse să-l găsim episodul ăsta. Dar măcar am găsit două orașe plus un templu, ceea ce este destul de interesant. Cu toate că dacă aș găsi un cal ar fi cel mai șmecher lucru de pe unde, dar se pare că nu avem noroc de cai. Which sucks, bro. Which sucks. Poate, nu, no, același baiem. Da, deci probabil o să trebuiască să mai străbate multe baiemuri până o să găsim. Adică cu siguranță o să se întâmple chestia asta, eu așa presimt. Ia să mă asigur că am, n-am aruncat mâncarea, da, n-am aruncat din greșeală. Pentru că mi se întâmplă să mai arunc din greșeală și am zis să verific acum. This sucks, bro. This really sucks. Ok, deci nimic interesant pe aici, vedeți și voi. Încă o peșteră cu un creeper înăuntru, dacă nu mă înșel. Și n-am nevoie de creeper-ul ăla, deci cred că o să plec din acea peșteră. Da. Poate pe aici. Încolo nimic. Bă, ăla e al baiam? Ăla? Nu, e același baiam. Da, ba, piciorul. Cu toate care mai mult iarbă din asta și e mai verde, dar pana mea. Hai că noi căutăm în continuare, vedem noi. Se schimbă culoarea ierbii. Îți dai seama după baiam sau cred că e după lumină. Nu-mi dau seama exact de chestia asta. E destul de grea pentru mine. Încă nu mă prinde. Dar căutăm noi. Se pare că acolo se... Ce seamănă chestia aia cu un castel așa din unghiul ăsta? Chiar seamănă cu un castel, fraților. Și ăsta este aceeași baiam, nu-i așa? Da, e aceeași baiam, doar că
Practic, din câte văd eu, după baiomul acesta noi ne apropiem de un biom nou. Așa îmi pare mie, că ne apropiem oarecum. Asta și încercam să fac, deci ok. Hai să mai băgăm și noi shader-ul Mr. Mips, să vedem cum arată. Poate arată mai bine. Bă, mi-mi place Mr. Mips-ul. Acum, nu știu cum vă place voi, mai așa, mai artistic. Și chiar mi se pare interesant. Bun, avem aici niște căul de care n-am nevoie, pur și simplu. Aaaa, ce e aici, că nu asta caut eu. Cai! Ca 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 ca
săi. Să vedem cum reușim noi să-i atragem de partea noastră pe căluți. Bun, hai să vedem. Deci aș putea să-ți dau de papa. Nu vrei? Sau care e mai frumos de voi? Bă, sunteți la fel. Aulă, oile astea sunt retardate rău. Va trebui să vă omor pe toate, nu-i așa? Nu ție, scuze, n-am vrut să dau în tine. Bun, deci fiți atenți. Ia stai, mă. Cum fac asta? Să-mi bag piciorul. Ia, mă, ia. Nu vrei? Ia, mă. Nu-ți convine? Te rog. Calule, acceptă-mi. Ok, ok. Calmează-te că-ți dau să mănânci, ești psihopat, calule. Dar nu merge, eu. Nu, nu, nu mă acceptă încă. Te rog, mă acceptă, dude. Deci e retardat calul ăsta. I-am dat toată mâncarea pe care o mai am. Deci nu mai am nimic, e nebun. A, gata, m-a reușit, bun. Are multă viață, are o viață decentă, dar îi bag armură pe el ca să mă asigur că are și el o armură din asta frumoasă. Gata, mă. Gata, mă, avem cal. Bun. Am făcut rost în sfârșit de un cal, fraților, că nu mai puteam. Deci mă mișc mult prea greu fără un cal și în sfârșit acum, având un cal, putem și noi să ne mișcăm într-o viteză mult mai mare. Nu știi să noți, bro? Stai să te împing eu, îmi pare rău, nu știam că nu știi să noți. Acum am aflat, e ok. Bun, o luăm așa, nu-i problemă. Uite, albi, mamă, ce frumoși sunt. Dar deja l-am luat pe tipul ăsta și am dat cam toată mâncarea abia, deci... Ok, sorry. Deci nu cred că am cum să te ajut. Nu am, nu cred că am cum să-i mai iau pe ăștia albi. Dar e ok că ăsta e frumos, măcar. Măcar am cal, adică nu mă plâng. Hai să o luăm încoace, vedem noi. Oricum te miști mult mai repede cu un cal decât solo, deci... Chestia asta este ok. Din punctul ăsta de vedere. Ah, ok, deci am străbătut și baiamul ăsta nu era nimic interesant. Se pare că nu ne-am apropiat de absolut nimic, doar mi s-a părut mie. Ar fi fost mișto ca și cai să știe să note. E o apă acolo, dar n-am pus să trec, ia stați. Ok. Auleu! Căluțule, calmează-te, că nu e grav. Ok. Să o luăm așa. Bun. Nu putem să băgăm sprint? Oh, scuze, n-am vrut să mă dau jos. Am vrut doar să bag sprint. Chiar dacă se face noapte, noi toate să căutăm baiemul acela. Deci o să călărim calul până găsim baiemul. Oricum îmi place de el cum alergă, e foarte rapid. Unde este un singur bloc, pur și simplu ignoră, nu are nicio treabă, e foarte șmecher de treaba asta. Și probabil, da, deja o să fiu atacat de mob și o să trebuie să găsim un loc unde să ne culcăm neapărat. Trebuie să intrăm aici, asta speria și el, cred că alergă, că mi se pare că alergă mult mai repede. Da, de fapt mi se pare. Deci, bă, măcar am găsit căluțul. Baiamul ăla a fost cel mai tare pentru că am găsit ceea ce căutam. O să am grijă de el acum, că mă ajută, mă pot mișca mult mai repede cu el. Și că ăla crede că mă prinde pe mine când sunt pe cal, frate, serios. Păi, Angelule, calmează-te, n-ai cum să mă prinzi când sunt pe cal. Am viteză mult prea mare, se pare că n-am luat-o pe unde trebuie. Uite pe aici. Of, Doamne, te rog eu din suflet, dă-mi alt baiam. Ok, și se pare filmul de 20 de minute, probabil să încheiem un episod în scurt timp. Oh my god, am dreptat de baiemul ăsta, nebunesc, nu mai pot. Deci nu mai pot. Deci nu mai pot, nu mai vreau. Cred că încoace trebuie să o luăm, ia stați. Ok, o lovitură sub centură la cal. N-am nici problemă. Hai, te rog eu. Ok, se pare că sunt foarte mulți mobi. De ăștia urâții. Bun, hai că ajungem noi, hai că ajungem noi. Stai niște căluțule. Ha, săritură, am reușit? Bun. Oh, Enderman. Bun. Bagă
Bagă patul. M-am culcat, bun, am scăpat. Am scăpat, e ok. Hai să vedem acum. Eu, spre exemplu, uite-te și tu, de ce te duci așa de departe calule? Adică, unde vrei să te duci? Nu vrei? Uite, îți dau carrot. A, nu mănânci carrot, mănânci altceva? Ok. Bun, păi, cred că e cam atâta cu episodul acesta, pentru... Deci, voi, cred că alt biome nu există. Adică, mi se pare imposibil, dacă de mare lumea asta ar trebui să existe alt biome, dar... Na, cât să fiu, pur și simplu, vedeți ce voi, nu găsim nimic. Și mă plimb de ceva timp, efectiv, mă plimb de mult timp cu calul ăsta, dar... Nu găsesc alt biome. Vedeți și voi. Și sunt destul de evoluat. Deci am evoluat destul de mult cu locurile, pentru că am găsit destul de multe orășele. Uite încă un orășel, ceea ce e tare, pentru că niciodată nu strică să mai găsești altul. Și mi se pare mie sau stai un biome mai șmecher decât celelalte. Nu e ceea ce caut eu, dar alea cu tundră și nebunii. Dar trebuie să mergem foarte mult probabil pentru alea. Deci calule, urcă. Poți să urci. Poți să urci sau sal? Ok, fac pasta de aici. Calule, calmează-te. Calule, ho. Dacă știi, dacă ești băiat deștept. Bun, hai, du-te încolo. Stai. Du-te-mă încolo. Așa, bun. Super. Hai că am ajuns. Bă, mi se pare interesant. Și locul unde suntem și tot. Putem să-l ținem, uite, aici n-am eu lead din ăla ca să-l prind, dar nu știu cum se face lead-ul ăla. Oricum, vă mulțumesc mult de abonanții acordate, eu am fost Alex, iar unde vă redea, viitoare, pa, pa!